CS Universitatea Craiova a debutat cum nu se poate mai bine în anul 2017 cu o victorie de proporții, scor 5-0 cu FC Voluntari. Pentru albalbaștri urmează o deplasare lungă tocmai la Botoșani, acolo unde sâmbătă vor da piept cu formația din localitate în etapa 23-a a Ligii 1. La partida din Moldova nu va putea fi folosit fundașul Marius Briceag, suspendat după ce a primit un cartonaș galben în meciul cu Voluntari. Coechipierii lui nu se gândesc însă la alt rezultat decât victoria. Ne așteaptă un meci greu la Botoșani, dar până atunci trebuie să ne refacem și să ne concentrăm foarte mult, pentru că nu va fi un meci ușor. Vă încălziți la Botoșani să bate Steaua și după aceea Dinamo? Bineînțeles, pentru noi fiecare meci este greu, nu este niciun meci ușor, mai sunt 4 finale, dacă pot să le numesc așa. Trebuie să obținem maximum de puncte și să ne atingem scopul. Trebuie să ne mobilizăm pentru meciul cu Botoșan și trebuie și acolo când mergem, trebuie să câștigăm. Viitoarea adversară a Craiovei ocupă locul al 8-lea în clasament după remiza de pe teren propriu cu Chiajna, scor 1-1. În schimb, Craiova se situează pe poziția a 3-a la 4 puncte distanță de lidera Viitorul și la un punct de ocupant a poziției secundare, Steaua. Echipa masculină de basket CCMU Craiova a suferit aseară o nouă înfrângere după o repriză de prelungiri. Oltenii au fost învinși în deplasare de BCMU Pitești cu scorul de 101-99 în etapa a 20-a din Liga Națională. Cătălin Burlacu și colegii săi au avut și 17 puncte avans, dar nu au reușit să mențină avantajul, pierzând al 14-lea meci în acest sezon. De la Craiova s-a remarcat americanul Darius Hargrove, care a reușit să înscrie 29 de puncte. Antrenorul sârb al Craiovei, Vladimir Vuksanović, declara în urmă cu două etape că în cazul în care echipa va pierde două partide la rând, va demisiona. Astăzi după amiază încă era pe banca tehnică al albaștrilor. CCMU Craiova va disputa următorul meci pe teren propriu cu BC Mureș, sâmbătă de la ora 19.